sunt Cucu, după cum bine știți, fac treaba asta de vreo 4 luni și încă reușesc să mă trezesc la 6 dimineața și astăzi am un invitat special, un invitat care a făcut foarte multe lucruri la viața lui și eu îl cunosc de vreo 7 ani, cred că ne cunoaștem și mă bucur tare mult că a avut o evoluție în 2022, cum n-a avut alții în toată viața. E finalist la Eurovision 2022, e proaspăt câștigător de cunosc de undeva, cine poate să fie nimeni altul decât Urs Andrei. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața cu Cucu și Ursul! Oh! Și asta mă gândeam acum, gândesc Cucu. Dă-mi seama, e fix de asta, știi, poți să da. Te folosești mult de asta cu Cucu, știi, cântă Cucu dimineața. Da, auzi, am o întrebare pentru tine. Care e animalul specific românesc? Aoleu, deci am fost ieri la emisiune și eram fer convins că animalul național este ursul. Dar de fapt e râsul, frate. Mă, eu mă uitam la emisiune și zic, băi, Andrei, bă, cum, bă, că voi toți trei erați acolo, erați cu ursul? Da, eram ursul. Fer convins că da, e ursul. Învățai, mă, învățai, cred că în gimnazială, că chiar vorbeam mai devreme că ai aici la noi în studio, ai un fost coleg din gimnazială. Da. Dar învățai chestia asta, învățai despre faptul. Serios? Că râsul, da. Eu nu mi-aduc aminte și chiar am învățat, ok, chiar nu sunt prost. Da, jur. Știu, am auzit povești, deci, mi-a spus și Ionuț că ai fost un băiat care ai învățat foarte mult. Ce vreau să te întreb e, cum a fost după Eurovision, că ai avut bine, cred că toată lumea te-a întrebat treaba asta. Da. Știu că ai avut turneu în toată Europa și probabil și prin alte locuri, dar cred că cel mai frumos s-a făcut în Spania, sau unde a fost publicul. Da, Spania, normal. Spania. Nu, da, chiar am ajuns prin multe locuri, nu știu, am făcut la sfârșitul anului, am făcut așa un filmuleț ăsta, dar nu l-am postat, cu toate zborurile, toate concertul. Băi, și eram, te poate aduce o piesă, da. Ce? Adică tu muncești acolo, vorbim foarte des în industria muzicală de chestia asta, tu muncești acolo și lumea are impresia că ai bubuit cu o piesă, însă în spatele piesei elea sunt alte zeci de piese experimentale, știi, mulți ani de muncă, dar până la urmă când îți bubui o piesă de astea, pun și nu știu, am ajuns în Stockholm, am ajuns în Tel Aviv, în fel și fel de orașe, știi, și am cântat și oamenii cântau cu mine. Băi, am văzut niște videouri și oamenii erau incredibili, și piesa, mă, e foarte bună, e foarte ofertantă și foarte internațională, așa, adică. E cheesy, e fun, e fix ce trebuie, nu știu, ce mi-a trebuit mie și cred că ce a trebuit multor oameni după pandemie, știi, e o piesă fun, haide să dansăm. Sincer, deși nu ai câștigat la Eurovision, mi se pare că era una din piesele câștigătoare, că sunt din tot Eurovisionul din 2020, cred că au fost vreo 3-4 piese care au mai fost ascultate, cumva. Da. Dar a ta mi se pare că a fost cea mai vizibilă din toată schema asta. Vorbeam, nu mai știu cu cine vorbeam din radio și îmi spunea, bă, tu îți imaginezi că în România, și mi s-a făcut așa pe aia de găină, eram, mulțumesc. În România n-a fost, în istoria Eurovisionului n-a fost nicio piesă care să fie și dată pe radio, să fie și dată pe radio. A fost number one, piesa a fost ceva în top 10, nu știu, de săptămâni și eram, e copilul meu, adică eu am scris chestia e acolo, chit că mulți zic care fac muzică nebună, ai o piesă în trei note, băi, e fun, dansează bebelușii, dansează lumea, o bucură, știi, și îți pare foarte tare. Și ce ar trebui să știe producătorii și artiștii de la noi din țară, sau de peste tot ar trebui să știe faptul că ascultătorii noștri nu trebuie să fie să dai ceva foarte complex, adică trebuie să dai simplu și frumos și la momentul și suna bine, coreografia aia care a fost mega bine făcută. Da, asta contează și cum împachetezi o piesă. A fost un pachet întreg, pentru că au fost piese bune la Eurovision românești care nu s-au calificat nici măcar în finala de unde s-a ținut, în țările în care s-au ținut, așa că nu știu de ce, adică bine, tot timpul mai e chestia asta, exact ca în politică, adică nu există să fie toți pentru tine, adică în momentul în care toți sunt pentru tine înseamnă că n-ai făcut ceva bine, știi? Da, și ai făcut corect și mi se pare că muzica și arta în general nu e pentru toată lumea, știi? Da. Și asta e că trebuie să fie combătută, trebuie să fie ce a spus autorul, ce a vrut să spună autorul. Da, trebuie să fie o controversă cumva. Da, și să se bată doi acolo să zică, că a zis așa, bă, nu că a zis așa, și asta cumva îți aduce nu ne-a succes. Se vorbește despre. Da, e controversă și cumva lumea vorbește și clar că se duce sus. Încă o chestie pe care am citit-o, am văzut-o pe undeva, știu că în 2017, dacă nu mă înșel, ai plecat după proiectul Shot, ai plecat în Londra, dacă nu mă înșel, și ai fost barman. Cum a fost perioada? Cred că a fost o perioadă grea să nu faci ce-ți place ție neapărat. Dar nu. A fost o perioadă grea, dar nu neapărat de asta. Am eu întrecut o depresie, știi? Cam probabil toată lumea din încăperea asta și tot. Toată generația noastră. E boala secolului. Cumva, adică, nu știu, cred că deja e, cred că e ceva normal să treci la 20 ceva de ani, să treci printr-o perioadă grea. La modul că e, cum spun americanii, coming to age, știi?
Adică te izbește maturizarea și zici, ce vreau să fac planeta asta? De ce sunt aici? Ce așteptări are lumea de la mine, știi? Și cumva eram, bă, nu eram eu într-o perioadă cu mulți oameni toxici în jurul meu și mai departe. Și am simțit că eram cumva așa, nu știu, mă simțeam sugrumat. Și am zis, vreau să... Ați văzut Game of Thrones? Da. Știți că a plecat fetița asta, a plecat, mă știu, la... Arya Stark. Arya Stark. A plecat undeva că a vrut să devină nicăieri. Da. Fix așa am vrut și așa. Vreau să mă duc undeva unde să nu mă știe nimeni. Să văd eu de ce sunt în stare. Și m-am dus acolo ca barman și am prins de mult încredere în mine, că am stat, nu știu, 6 luni, am lucrat într-un bar. Și când am văzut că mă plac atât de mulți oameni cu care interacționam, ca care nu știau cine ești, adică nu știau cine și mă plăceau pe mine ca om. A, bine, asta înțelegeam eu și prin tipsuri, știi? Da. bun. Era ok, și prindeam încredere în mine cumva și m-am întors în țară așa cu forțe proaspete, știi? Și mi se pare că e foarte important, nu știu, cred că toată lumea are nevoie. S-a scris din de nu știu câți ani, s-a scris de această călătorie, inițiativă, care te inițiază în viață, știi? Da. Să pleci undeva, de asta eu îmi sfătuiesc sora, îmi sfătuiesc toți prietenii, bă, termin liceul, ia-ți o pauză. Da, știi, nu poți să începi din liceu, da, să duci direct, că asta face română. Societatea adică asta te forțează super tare, da, ai terminat general, ai terminat liceul, dă bacul, după aia dă bacul la facultate, după aia fă un împrumut în bancă, ia-ți job, fă un împrumut în bancă, ia-ți o casă, după aia, știi, și trece viața pe lângă tine și tu nu știi de fapt ce vrei de fapt. Băi, da, din păcate cam asta e. Și sfătuiesc pe tot, luați-vă o pauză, 6 luni, du-te undeva, nu știu, învață copii, avem o grămadă de oportunități acum, învață copii în Vietnam, engleză, habar n-am, nu știu, gen. Da, fă chestii pentru tine, să te deconectezi de la ce se întâmplă în viața cotidiană. Aș vrea să vorbesc mult pe tema asta. Bă, da, îmi place, văd că te-a ajutat foarte mult și oricum în 2022 chiar ai rupt și mă bucur tare mult că știu, noi știm dinainte să... Bine, tu aveai muzica probabil în suflet, dar când ne-a cunoscut noi nu erai pe partea asta. Era pe dans, făceam dans. Da. Și mă bucur tare că ai reușit după atâția ani, cum ai spus și tu, că e muncă în spate, oamenii nu știu câte piese ai făcut și la câte piese ai lucrat și pentru alții și pentru tine și așa mai departe. E frumos, și procesul e foarte frumos, știi? Și uite, de exemplu, îți mai dau un exemplu tot apropiație, Emilian, pentru că și pe Emilian ne știu de foarte mult timp și e de aceeași vârstă cu noi. Și el, lumea nu știa pe Emilian până acum un an și amândoi efectiv ați avut așa un... o creștere foarte bună și mă bucur tare mult pentru voi că sunteți oameni fani și e tare că vă cunosc cumva și în spatele artistului, că mulți nu știu exact cum e un artist, că toată lumea zice că artistul, e vorba asta, că dacă ești smiley, gata, ce, ai o viață de frumoasă, ai iubită, ai bani, faci o piesă, ei cred că merge în studio și gata, ai dat un click și s-a făcut piesă, știi? Sunt multe care vine la pachet jobul ăsta de artist, așa mai tare, da, e fan, nu știu, da. Uite-te la noi! Da, uite. Asta ziceai că ne cunoști de ați ani, noi aveam beții și toate prin mamă, prin nu știu pe unde ne-am mai văzut. Și acum oameni maturi, la matinal. Da, la matinal, adică nu, noi ne vedeam după 12 noaptea probabil undeva. Da. Bă, dar e bine că trebuie să avem și perioada asta, că trebuie să te distrezi, să-ți faci viața și după aia la un moment dat să nu te semne niciodată. Da, corect. Contează mult să ne distrăm. Da, oricum o să fie, că nu e ca și cum, bine, fac matinalul ăsta de 4 luni, dar încă mă simt copil, adică încă mai am chestiile foarte, mele. Foarte mișto, te pricep. Să rămână mult. Adică mult succes în continuare. Mă bucur tare mult. Stai să te mai întreb o chestie, că am foarte mulți prieteni și foști prieteni sau amici care au fost foarte urât influențați de treaba asta cu faima. La tine cum a decurs? Cum gestionezi treaba asta cu faima? Sunt așa fericit. Sunt foarte fericit că în sinea mea, eu cu mine așa sunt foarte împăcat. Mi se pare că m-a prins toată nebunia, da. M-a prins fix când trebuia, mi se pare. Am vârsta când am acumulat experiența necesară să înțeleg faptul că când și ce să fac aici este afacerea mea. Și adică e fix o tratez ca o afacere în unde eu investesc și mai departe și mă gândesc mereu la pasul următor, parcă nu-mi permit să mă încred în nebunile astea gen faimă sau că sunt mai presus de altcineva care, nu știu, care face alt job care nu se presupune să fie atât de vizibil, știi? Da. Sunt mulți oameni care, ca echivalent, fac mult mai bine față de ceea ce mă și depun mult mai mult efort și asta nu mi se pare că n-ar trebui să mă lase pe mine să-mi permită să-mi iau lumea în cap. Știi ce zic? Da, foarte asta, bine spus. Adică mă simt prost cumva, nu știu, acum când am urcat aici, la sediul vostru, am văzut oameni care cântă, repete la vioară și mai departe aici la sala radio.
Și oamenii ăștia chiar dacă cântă într-o cum să zic, activează într-un venue mult mai micuț, da, sau o zonă mai mică, mai așa nevizibilă, da, sau mai intim. Da. Nu înseamnă, oamenii probabil sunt zi de da. Studiu și de asta și n-aș, știi da, ce zic? Știu ce zic, că și eu am problema asta, am foarte mulți, nu zic prieteni, că prieteni e un cuvânt mare în zilele noastre, da. Dar am foarte multe cunoștințe sau prieteni, amici care sunt mult mai talentați decât mine, da. Doar că efectiv ori nu au avut noroc, ori nu au muncit, exact. Dar cred că cea mai bună chestie e că munca. Prin muncă și prin perseverență, cum spuneai și tu, că dacă nu lucrezi, n-ai cum să ajungi la Urs, care a fost la Eurovision. Pentru că dacă tu era prima ta piesă și prima ta așa, probabil nu era nici bine pentru tine să mergi la Eurovision nepregătit. Adică tu cumva aveai experiență de scenă, pentru că ai dansat pentru mulți artiști mari. M-am dus acolo cu tot, aveam cu toate notițele, cu grafica de pe spate, costumație, coreografie, note, încălzire vocală, nu știu ce. Deci tot era în capul meu, era atât de clar și cumva mi-am dat seama că dacă nu munceam în atât multe ramuri ale industriei, înainte nu aveam cum să știu astea. Da. Ce îți pare super tare, nu știu. Și apropo de ce m-ai întrebat tu mai devreme, și am alt noroc pe care mi se pare că l-am, dar nu e noroc, mi-am făcut mâna mea, faptul că am stat și am învățat mult din greșelile altora și că am văzut de mulți artiști care au venit și s-au dus, pentru că au fost aroganți, știi, și gen nu au acordat credit. Da. Asta mi se pare foarte important, să acorzi credit echipei cu care lucrezi. Și să te comporți urât în general cu oamenii din jur, știi, gen gata, am o piesă de succes pe radio și deja plutesc, eu nu mai merg. Băi, da, chiar au fost foarte mulți artiști și nu doar în România, pe toată lumea. Și cum apar așa, dispare, e ca în orice job, trebuie să-ți lași loc de bună ziua și știi. Știi care e faza? Dacă stau să mă gândesc, e faptul că mulți când ajung faimoși, ei uită să fie ei, pentru că ei au ajuns să fie faimoși pentru simplu fapt că, nu știu, 1 milion de oameni, 2 milioane de oameni i-au văzut, care s-au regăsit în ei. Și în momentul în care ajung faimoși, parcă își pun o prelată. Și își pun prelata aia, nu știu, 6 luni, un an, pică. Și după aceea își dau seama, cred că stau așa și se gândesc, bă, de ce dacă am fost eu așa? Adică cred că sunt foarte mulți care... E riscant jobul ăsta, că uite, de exemplu, eu pe scenă am un alter ego și toată lumea vrește despre asta. Nu neapărat alter ego, dar cumva oamenii vor, și Delia am văzut că un TikTok cu ea, zicea, oamenii vor să vadă ceva ce nu e comun. Adică mă îmbrac pe scenă, îmi iau cămăși alea latino și fel și fel, îmi dau părul cu gel și chestii, pentru că acolo e un alter ego. Da. Mulți riscă, e un personaj, mulți riscă să se transforme în personajul ăla pe care l-au presionat. Și rămâne personajul ăla, Ăla, de exemplu, este, pentru, uitați-vă toate camerele pe mine, faimă și nu știu ce, însă e foarte important să, nu știu, de exemplu, smiley, de asta are smiley omul. Da. Smiley omul e altul decât smiley pe scenă ăsta, știi? Și e foarte important să tragi linia asta între, bă, cine sunt acasă, cine sunt prietenii mei, cine sunt familia mea, și nu te comporta cu oamenii apropiați cum te comporți, nu știu, cu pe cameră, știi, da, care pe cameră, pe actorul. Da, sunt mulți care, nu știu exact cum să gestioneze treaba asta și e vorba asta, să fii tu, clar că e bine să fii tu, doar că noi ne naștem cu mai multe fețe, dar nu în sens negativ. Fiecare ai fața aia în care ești introvertit și efectiv ăla ești tu, că sunt foarte mulți. Uite, de exemplu, Ionuțul Rusu, care e foarte extrovertit pe cameră, el în momentul în care camera se oprește e foarte introvertit. Și mi-a fost foarte surprins să-l cunosc așa. Și când se oprește camera e alt Tom. Dar în același timp e foarte talentat și îl salutăm. El e acum, cum spune el, e prin Jimbolia, pe la Dubai, pe acolo, pe la căldură. Nu, are o serie acum, e plecat în Dubai și pune niște story-uri foarte amuzante cu ce se întâmplă pe acolo. Acum e la Burj Jimbolia, cică. Bă, Jimbolia, mor. Și e foarte amuzant. Da, dragule, nu știu ce să... avem, e 9.50, am zis că trebuie să mergi și în altă parte, nu te vreau să te rețin, vrei să ne și cânti puțin acustic. Păi da. Și ce vreau să mai zic? Felicitări pentru tot ce ai făcut în 2022 și sper să ai un 2023 mult mai șmecher decât 2022. Mulțumesc. Și oricum, ai avut cel mai frumos an. Cred că tu și Emilian amândoi ați avut așa, ați înflorit la 29 de ani, v-ați dus sus. E tare, e frumoasă. Eu am făcut 30 acum. A, 30? Săptămâna trecută am făcut. Și mă simt așa, începe viața. Da, știi? Chiar și e foarte drăguț. Bine, acum mă întrebai la 19 ani, de 30 eram, sunt cu piciorul în groapă. Sigur, dar nu, e fain. Bă, da, mă bucur. Eu am foarte mulți, foarte multe cunoștințe care sunt pe la 18, 19, 20 de ani, dar mă simt parcă sunt cu ei acolo, adică mă simt încă tânăr. Da, și eu la fel, da. Sunt
E bine. O să fiu unchiul ăla cool. Chiar că probabil, da. Ursă, mulțumim frumos, sau mersi frumos că ai venit aici. Și ce să zic, hai să ne auzim cu piesa. Da, am o piesă tare, trebuie să vorbesc puțin despre da, ea. Da, da, da. Tu nu vrei în română, știi? Și foarte, am emoții mereu înainte să o cânt. Pentru că e altceva, că știi, când cânti în română și așa, toată lumea înțelege. Nu, adică nu pot să, n-ai, că mai am momente de alea în care mai cânt în engleză și mai cânt un în loc de high, sky, sau nu știu da, ce. Da, și da, da, da. Lasă că nu înțeleg. Dar acum se înțelege. Asta mă numai. Nu. Și e greu de așa, nu. Am lucrat cu Mario Fresh, am lucrat la piesă, el a scris-o. Și așa, care de suflet, abia aștept. Ce acum tare. Cântăm acustic, doar cu o chitară, da. Gen fără instrumental, fără... Mie îmi place așa la rece. Și cred că o să vă placă, sper. Da. Bine, invitație. Da, mulțumesc frumos, Urs Andrei, cel mai șmecher băiat de pe 2022, intră frumos și în 2023. Acum o să lăsăm frumos pe Urs în vreo, nu știu, într-un minut, cam așa, să pregătească aici locul de joacă. Așa că hai că vă las cu Urs cu o piesă foarte mișto în limba română. Vă pup, cu cum am fost eu, ne auzim mâine, vă pup, ceau, talentul apă, lăsic, microfonul, ceau!